Salut, mă, băieți și fete, și bine v-am regăsit la un nou episod de vlog. Înainte de a începe acest mirobolant episod, vreau să vă mulțumesc pentru suma de 83 de abonați și să vă spun că am revenit pe YouTube, n-am mai postat de mult. Vreau să apăsați și voi pe butonul de like și să strângem cât mai multe like-uri, că mă încurajează să continui. Un comentariu m-ar ajuta foarte, foarte mult. Și un follow pe Instagram la Gasca Ian m-ar ajuta foarte mult. Un like la pagina de Facebook Ian Gasca 92 și pe TikTok Ian Driver 18 să mă urmăresc și acolo, pentru că o să pun videoclipuri și acolo. Și în vlogul de astăzi o să vă povestesc o întâmplare din gimnaziu, să zic așa, nu neapărat clasa nouă sau gimnaziu, adică vă dați și voi seama. O să spun în totalitate cam tot ce n-am zis în videoclipuri de la povești din clasa 8-a sau ce am omis acolo, o să vă zic în acest video. Și haideți să începem. Păi, eram frumos în clasă, la noi în clasă, erau niște colegi mai, cum să spun eu, mai năzbătioși, așa, mai năzbătioși și au vrut să facă o glumă, o farsă, să zic așa. Ei, ce s-au gândit ei să facă? Păi, în primul rând s-au gândit, dacă vine doamna de limba engleză, haide să închidem ușa să nu intre. Ok, bun, zis și făcut. Au luat cheia, fiindcă cineva avea cheia de la cabinet, pentru că așa trebuia să închidă clasa ca să nu fure cărți, caiete și așa mai departe, telefoane și așa mai departe. Ei, au luat și au încuiat. Vine doamna profesoară, bate la ușă, bate la ușă, bate la ușă. Ei, la un moment dat deschid copiii. Voi ce credeți? În pauză vine diriginta la cum să spun eu, la clasă, să zic așa. Și ce credeți că le-a făcut la colegii cei ai mei care au fost mai răi? Vreau să spuneți chiar acum în comentarii, vreau să spuneți chiar acum în comentarii cum credeți voi ce le-a făcut diriginta. Bun, acum să trecem la următoarea poveste, pentru că vreau să fac videoclipul ăsta mai lung, așa mai mare, să fie mai interesant. Tot așa eram deja în clasa 9, aveam pretestările, pretestările, știți, înainte de examene. Bun. Ei, vine ziua pretestării. Eu eram în clasă cu un prieten, adică eram toată clasa, doar că era grupa împărțită. A la B și B la A sau ceva de genul, mi se pare că era, sau nu mi-am știut exact cum a fost, dar. Și vine ziua pretestării, m-am așezat frumos lângă amicul ăla meu care, mai exact, o să-i zicem, o să-i zicem așa, o să-i zicem Vasile, așa frumos, sau nu, o să-i zicem, o să-i zicem Lingură, bun, o să-i zicem Lingură și m-am pus lângă Lingură. Și mă uit că nu mai vine profesoara de matematică, pentru că aveam pretestarea la matematică. Ei, mai departe. Vine ziua pretestării de matematică, mă așez lângă Lingură frumos și sun la profesoară, pentru că aveam numărul de telefon. Sun frumos, unde fac pretestarea? Voi ce credeți? Mi-a zis că în cabinetul de alături. Ei, m-am pus în cabinetul de alături, am rezolvat toate problemele cele care mai importante la pretestare. Bun.
Am luat 9. Bun. Acum să povestesc și de la... Cum îi zice? De la ultimul sunet, cum a fost. Deci, m-am trezit de dimineață, m-am aranjat frumos, m-am dus cu flori, cu toate chestiile, pentru dirigintă, pentru că era sfârșit de an. Și am mi-a dat acolo niște baloane frumos, albastre, tot ce trebuie. Țineam baloanele la mână în sus, după care vine momentul să mergem în clasă. Bun, mergem în clasă, vorbim toate chestiile noastre care ne le spune diriginta tot despre sfârșit de an. Bineînțeles că am dus și profesoarele de matematică, i-am dus floare pentru că așa era frumos. Și a zis, o să o numim pe dirigintă, o să o numim, hai să zicem, stai să mă gândesc, o să zicem, Cătălina. O să zicem Cătălina. Perfect. Bun. Bun. Ne vorbește despre sfârșitul de an școlar, cum s-a terminat toate chestiile astea. Și ne-a mai zis cine vrea, adică să rămână în clasa 10, cine vrea să continue mai departe, să rămână într-a 10 și așa mai departe. Ei. Bun. 10 și făcut. S-a terminat careul cela care... s-a terminat careul de clasa noua, am plecat acasă frumos și deja în următorul episod o să vă povestesc, deja amintiri din clasa a 10-a, o să vă povestesc cum am cunoscut o fată foarte frumoasă, încă nu vă spun în acest episod, o să vă spun în episodul următor. Așa că, dacă nu v-ați abonat, vreau să o faceți, să apăsați pe clopoțel, să facem și noi. Mulțumesc! Să facem 100 de abonați cât mai rapid. Mulțumesc, mamă, dar fix când înregistrez. Așa. Hai să continuăm și să facem și noi mai repede 100 de abonați, pentru că mă încurajează să continui. Să... Spuneți și prietenilor voștri că am postat acest videoclip, m-am întors și... Valeu! Mamă, dar nu se poate. Și o să ne revedem în următorul videoclip, în următorul vlog. Până atunci, eu v-am salutat și haideți să strângem cât mai multe like-uri la acest videoclip și să vedem câte comentarii putem să strângem. Pentru că cine vrea să apară în următorul meu episod, să scrie un comentariu și... Să fie abonat la canal, să aibă clopoțelul și să-mi dea follow pe Instagram pentru a apărea la următorul meu episod. Până atunci, eu am fost Ian Driver și ne revedem în video următor. Salut!